Am stat de vorbă cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Marinescu și a promis că în câteva zile găsește o soluție de alocare a acestor fonduri. Cei aproape 100 de angajați de la Centrul pentru Reabilitarea Persoanelor cu Handicap de la Țuicani au în sfârșit un motiv să zâmbească. După ce au amânat pichetul din fața Consiliului Județean Dâmbovița pentru că au fost invitați la negocieri, au renunțat de tot la proteste. Și asta pentru că autoritățile județene au fost în sfârșit de acord să le plătească sporurile de 100% pentru zilele de sărbătoare legal și weekend lucrate de angajați. Oamenii ar urma să-și primească banii în iunie. Renunțăm la instanță numai la bucățica care privește anul 2014. Reprezentanților spun însă că nu renunță la procesul deschis în instanță pentru că vor să le fie plătite sporurile nu doar din acest an, ci și din perioada 2011-2013.